Un avion ușor a căzut în lacul Colibița. Mai multe forțe de intervenție acționează acum la fața locului, însă cu mai multe informații vine Laura Buce, editor Alef News. Laura, ce informații avem până acum? În avionul ultraușor care a căzut în urmă cu puțin timp în lacul Colibița se aflau două persoane. Primele forțe care au ajuns la fața locului au transmis de acolo, de la lacul Colibița, că una dintre persoane este în stare de inconștiență. Erau două victime, două persoane aflate în acest avion. Una dintre ele este în stare de inconștiență. Va pleca spre Bistrița Năsăud un elicopter SMURD pentru preluarea acestei persoane și urmează să fie stabilită și starea celei de-a doua persoane aflată în acest avion ușor prăbușit, iată, în lacul Colibița, după ce ieri știm un alt avion ușor s-a prăbușit în zona împădurită din județul Giurgiu, între Letca Nouă și Letca Veche. În urma acestui accident de sâmbătă, două persoane au decedat. Laura, îți mulțumesc mult pentru informații. Îți reamintesc informația momentului. Un avion ușor a căzut în lacul Colibița. Mai multe forțe de intervenție acționează acum la fața locului. Cu mai multe informații vine însă Sorin Stoicescu, expert în aviație. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Prea multe informații nu am nici eu. Am înțeles că era un avion ultraușor. Erau doi, era pilotul și un pasager, se pare, de naționalitate germană. S-au prăbușit în lac. Niște embarcațiuni care erau în zonă au sesizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Bistrița Năsăud și în momentul de față s-au deplasat la fața locului încercând să execute operațiunile de salvare. Care credeți că ar putea fi cauzele prăbușirii? Nu pot să bănuiesc care sunt cauzele, discutăm într-un cadru ipotetic, nu putem decât să ne închipuim ce s-ar fi putut întâmpla, însă probabil au pierdut din înălțime, din anumite motive, chiar deasupra lacului, sau probabil zburau jos ca să vadă zona respectivă, probabil turistul german, pentru turistul german, și s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat o să știm abia după ce se vor pronunța investigatorii. Până în prezent e nevoie să vedem dacă cumva și ne dorim ca cei doi să fie în viață încă, să fie salvați, și după aceea, prin conservarea probelor și toate astea, se vor deplasa cei de la Agenția pentru Investigații Aeronautice, care vor face o inventariere preliminară a tuturor probelor, după care probabil se va da un comunicat. Domnule Stoicescu, despre ce tip, despre ce model de avion vorbim? Nu am informații despre tipul de aeronavă. Este un avion mic. Un avion, atât știm până în prezent. De unde este, al cui este, nu sunt date. Nu știm dacă a avut sau nu plan de zbor
Și acestea sunt niște date care vor fi cunoscute ulterior. Există posibilitatea ca cele două persoane să fie în viață, să fie, să fie bine? Ne dorim că... acest lucru. Sigur, se poate prăbuși avionul, mai ales a prăbușit în apă, de viteză prea mare nu avea, greutate prea mare nu avea, ca inerția să facă să fie un șoc foarte puternic, și ne dorim foarte mult ca cei doi să fie în viață. Domnule Stoicescu, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumesc.